Bun, saltare tuturor, numele meu este DS și astăzi ne găsim episodul cu numărul 19 din care noastră fantastică, extraordinară, care la momentul actual este cu Schalke 04 În acest episod, băi, trebuie să înaintăm, vom ajunge mai probabil în perioada de iarnă, vom juca cu Dormund și probabil cu Leipzig, cu Ken cu nici nu știu dacă mai rost să jucăm, pentru că câștigăm, pierdem, tot rămâne pe locul întâi în grupele Champions League. Deci vom vedea la finalul episodului cu cine am picat mai departe. M am hotărât care vor fi și urmările acestei cariere. Știm că am ajuns cu Schalke extrem, extrem de departe. Deja am trimis un începe și ne foarte, foarte, foarte bine cu această echipă. În vara viitoare, adică peste câteva episoade, vom schimba echipa. Sper să vă plac și vouă această idee. Vom da chiar aici la Jobs și vom căuta, poate vom putea o antrena o altă echipă ca de exemplu Acem, la care vedem că se află pe locul 8 pe locul 8 în uh, seria Fiind băieți, ultimul nostru sezon, la cât o apăra Lunin, nu merită să fie vândut Părerea mea, nu merită să-l dăm pe Lunin O apărat extrem de bine, ne bazăm pe el și aceeași Uh, același lucru este valabil și pentru Machene, nu-l vinde nici pe Machene, nici pe luni în, în această perioadă de iarnă. Vedem că Ibrahimovic la 40 de ani încă nu se retrage, va juca și în sezonul următor cu lumea, dar uh, Mazuki se pare că o va face. Avem un prim de simulat și băgăm echipa noastră preferată, echipa pentru simulări în acest uh, domeniu, ca zic așa, Rusnacu și Rakitic au putut să marcheze, dar au făcut-o doar uh, Rusna, cu nostru pentru că Rakitic ratează penalti, ca așa face un jucător normal, ratează un penalti. Dar acum avem aici cu o echipă care se află, cred că în Lega 2 din Germania, dacă nu greșesc, băgăm echipa noastră mai de Champions League cu jucătorile alea mai slăbuți să fie totul perfect și scoatem un 1 la 0, McKennie marchează golul victoriei, de anul nu-l vindem. Iar acum băieți se pare că urmează mare meci cu Borussia Dormul care se află la 3 puncte sub noi, foarte fain. Intrăm în forță în primul meci din acest episod, Haaland în atac, Hazard, Sancho, Benz, foarte frumos. Avem mare meci cu Dortmund de echipa care a trecut mai departe în Cepersleg și au ce parte de fost aceea. Vedem aici pe James, acum cum se antrenează, totul bine, frumos, ne poți să nu și nu puțin mai bine, ne punem puțin de try harder ca să putem face spectacol ca în episodul trecut. Mai toate meciurile pe care le am jucat în acest sezon, cred că au fost aproape toate la noi acasă. Nu știu de ce, numai la noi acasă jucăm. La noi acasă și la noi acasă. Vedem pe Sancho, foarte frumos, trimite o pasă de la Raman, cum a scăpat acolo Raman și o ratare. Eu să încep fiecare meci cu o ratare. Ba, Raman, ba, nu știu cu ei. Îl vedem pe... Paul Macheni presupun că nu mi-arată. Macheni trimite mare pas lui Jovic. Iovici cu un pe poartă, dar apără Burki. Ocazie mare pentru noi, încercând din nou și jucătorul nostru căzut. Normal că nu, dar dacă jucă România... Ce-a făcut James? Mare stop ce-a făcut băiatul nostru. Opa, ce frumos acum. Al vedem pe Sanchez. Hai Sanchez, hai Sanchez. Bun, spațiu acolo printre asta o vreau să fac, vă zic eu Eu vezi cum cora Hai, la căpuț, la căpuț pe lângă poartă Încă o mare ocazie, încă o mare ocazie. nu e ocazie mare Pentru Schalke în continuu, dar șutul pe poartă când? Mă, Kenny încearcă cumva să blocheze nicio șansă, nicio șansă Bun, nu cre, nu cred, mă, câte ocazie am avut noi și fel de gol dormundu, nu pot să cred Si care e Sancho nu? Exact. Hai, mă, frate. Deci uitați câte ocazii. Aici s au împiedicat de minge nici nu știu ce schemă să facă și tează de două ori. am place FIFA-ul. Vedem din nou pe Sancio, are mingea, dar nu reușim să trecem, ba vedem că lăbuul nostru face treaba foarte bună. Hai mă frate, nu noroc au ăștia de la Dortmund în acest meci. Ca și în meciul trecut, Haaland, nicio treabă. v nu-ți compar Haaland, și greu să faci o bestie în FIFA. Aoleu, aoleu, aoleu! Îți descurcă acolo Lunin. Nin. O sărit bine la timp ca să îl las într-o poziție mai bună de shoot. Hai, Kabak acum, cabac, îi trimite lui McKinney, așa jucăm. Machiene direct pentru Sanchez. Vedem Sanchez cum va primi un spațiu liber. Sanchez pentru Raman și 1 la 1 fix înainte să încheie prima repriză așa. Raman doar cu al patrulea gol. Bă, bă, iată ce s-a stins Raman. Doar 4 goluri până acum în Bundesliga. El acum trebuia să aibă vreo 20 aproape. Dar încheiem prima repriză, bă, Ramane, ce-ai făcut, tată? Vedem că Bayern nu se încurcă decât de cu Leverkusen, nu poate chiar pierd ca să intre aici, de ce nu? Vedem pe Rusnak, a vrut să dea o pedică acolo lui Haaland, dar nu a reușit. Îl vedem din nou pe Rusnak, cum blochează acolo si o lovetură de cap pentru Haaland de la dita mai distanță Hai că reușea Haaland. Fuge acolo Haaland după Lunin, se speri Lunin și dă de frică la grec. Grecul la Raman și Raman mai de frică. Hai, hai că putem, hai că putem. Iovici, Iovici, acolo, Iovici. Trebuia să o puțin mai devreme. Am zis, hai să o mai bine și când colo am greșit-o. Rusul nostru, Rusul îi trimite o pasă la grec. Hai, la Macheni, Așteptăm oportunitatea. Raman, hai să vedem ce va face Raman. Raman îl așteaptă cumva pe Iovici. Se duce acolo Iovici. Iovici! Am crezut că se va duce puțin căș. Dar totuși liber, 1 la 1 cu portarul, 2 la 1 pentru noi băieți, Iovici, marchează încă un gol. Cam greu să marchezi. Bă o, ba nu, 8 goluri, mă așteptam să aibă și asta, vreo 12, 13, 15, acolo doar 8 goluri. Nu prea au marcat Schalke-ul în acest sezon. Lunin din nou la balon, Lunin, o pasă pentru McKenny. McKenny fără niciun stres acolo, îi trimite la Rusnac. Rusnacul vede pe Iovici ce fuge acolo Jovic. Băi, cât, cât peisare are Jovic cât o și să treacă. Foarte aproape Sanchez. Să avem grijă cu Haalandul să avem grijă cu Halandul, Ca bă, că ține acolo pe Haaland Cum poate și el și iese mingea. Nu mai bine că să face și noi câteva schimbări. Mai ales în apărare, iese Rusnacul nostru preferat și va intra cu Lasinac Pe care îl băgăm și pe Mendil pe partea aceea. Facem așa și îi mai dăm oportunitatea lui în locul lui Raman. Ce eu zic că am făcut schimbările cum trebuie. Grecul o pasă foarte bună la ADMI, 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 acolo ADMI, trimite cumva mai în față, deviat. Bă, dar ne ajută, ne ajută, ne ajută. Foarte bine acolo și o centrare de la ADMI din nou, dar nu reușim să marcăm. Haaland sau nu, Royce, Royce la balon, trimite la Munier, Sancho de data aceasta scapă Sancho. Amendelul nostru are stamina, are tot ce trebuie pe fază. Avem grijă cu el. O necare acolo și gol, nu pot să cred. 2 la 2 pentru Dortmund Câte ocazia am avut noi și câte ocazia au avut ei. și la luat și galben. Fii atent, si și-o luat cartonaș galben. Dar a fost și gol, nu opri faza. Deci, deci l-a faultat pe el în afara careului. Nu a dat fault. i a dat cartonaș galben. Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred. Hal gol pe final. Tot Schalke eu pe jos, n-ai Na, cum, frate. Hauleu, Haaland. Wow, ai grijă să te împiedici, băiatule, că ai 4 metri și în o ah. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Eu vezi pe atac, trimite acolo puzzle -o, Raman. Raman o încerca cumva acolo, dar se izbește de apărător. Și atâta și cu ultima fază. 3 la 2, Dortmund ne-o întors scorul fix pe final. Bine că în episodul trecut batem City-ul cu 6-0 și aici nu reușim să batem pe cei de la Dormund. 400 pe port, doar am avut. Asta e, na, ce să fac să mă apuc de plâns, uite să mă curca și Bayern, nu numai bine. Cred că rămânem tot pe locul 2, să cel puțin la un singur punct de Bayern tot rămânem. Iar acum băieți urmează un mare meci mare împotriva lui Gang, un meci pe care o să-l simulăm, dar băgăm și noi jucătorii noștri. Uite, ca să fim român autentic, lăsăm pe Răzvan Marin, îl lăsăm pe Sorescu, îl lăsăm pe Adeyemi, de ce nu? O las, hai să aperi și Farman, nu lăsăm și pe Farman, de ce nu, frate? Deci pe Rachitic aici, cum, cum îl băgăm oare pe rachitici, nu putem să-l băgăm pe Rachitic? O, dai, lasă, mă joacă și el, Draxler, asta e, te-au Mustafi. Mă cred că așa voi lăsa echipa, băieți, sincer, vă zic. Una de Miraman, Grecu Sorescu Benz, pe mijloc și cu Razvan Marin, apărarea Mendel cu Lasnas, Mustafi și McKinney cu Farman în poartă, mai schimbăm și noi mai diversificăm. Băgăm o echipă foarte slabă, pentru că nu ne interesează de celelalte echipe, îi dăm foarte frumos un quick și vedem că începe slicul nostru, se termină doar 1 la 1, egalitate, Gencu și... Cum îi spune și 04 am uitat, am avut lapsus scris cu numele echipei mele se pare că trec mai departe în Champions League. Genk face o surpriză mai mare decât o făcut Schalke 04. Genk reușește să scoată city și Inter Milano, frate, din Champions League. Două echipe bune deja au fost scoase. Dacă stăm acum să verificăm ce se va întâmpla în Champions League-ul nostru. Vedem că city va juca în Europa League după ce au reușit să scoată încă un egal. Încă un egal. Ghinion, teribil, Inter-ul scoasă din nou, ca și în realitate locul 4, asta e. Noi măcar știm că putem pica cu dormul. Nu, 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 putem, nu putem pica cu dormul. Putem pica cu Porto. Colmea, poate nu ne elimină cum am făcut cu Juventus. Deci, noi putem pica cu Porto, cu OM, cu Napoli, cu Spurs, cu Juventus. Aoleu, greu. Cam cu atât, da. da. Portul ar fi accesibil pentru noi, dar... Cine știe, așa au zis și Juventus, și uite ce s-a întâmplat. OEM-ul slăbut, a trecut la limită. Apoi, cine știe cum face o surpriză, dispers, m saturea să tot jocul cu spărți. Juventus, grea. A, te-am uitat de AC Milan, te pica chiar și cu AC Milan, de ce nu? Vedem aici, pe data de 10, Mohamed Salah, o ghistiga, balonul de aur în 2021, ceva surprinzător, că adică nu cred că o să aibă realitate un asemenea sezon. Vedem cu cine a picat mai departe în Champions League, dar nu ne interesează. Trebuie să vedem tot și în Europa League într-un final ce a făcut echipa noastră românească și vedem că pff, ultimul loc. macar o scos o victorie foarte bine. Îi dăm frumos mai în față, termează și cu Leipzig. Una băieți, te băgăm echipa noastră de simulat împotriva lui Cholm, Hai, Kjoln. Cholm, Kjoln. Kjoln. 3 la 3 scoatem. Și-au bătut pe final, au jucat și Mendy, Rakitici, băi, nu știu ce echipa am băgat, sincer să fiu. Cred că, a, cred că am băgat echipa e slabă, nu? Am zăpăcit pe echipele, ba, în una de titular, ba, într-una de nu știu care, urmează acum un mare meci cu Leipzig, echipa de pe locul 2, la egalitate de puncte cu noi. Am adresat stau să refac chiar echipa asta. Evolua baieti într-un hal, poți să cred așa ceva. Dacă să ne uităm acum, Alunin are 82 overe, băieți. 82. este stupinian, nu cred că avea 82, deci mă gândesc că și el a evoluat. Vedem că are aproape 90 pace. Mă gândesc totuși că s-o tras la soarte cu cine a picat. Da, te vedem. O să mă întorc puțin cu spatele. Voi nu vedeți nici ca mine. Bă, vedem că am scăpat totuși de Napoli, Piemonte, Milan și Porto. Am mai care e partea nasoală? V-am mai zis că m-a săturat dispers. Eu nu vă spărs aici. Pe supărarea mea. Și ori am picat ori cu Spurs, ori cu OM. Una din astea două. Ori Spurs, ori OM. Și dacă ne uităm acum... Ce v-am prietenii mei? m a săturat. nu știu, cred că e aici în care despec mereu cu Spurs. Nu știu, m a săturat de Spurs. Am jucat în care era cu Cârjan o stop cu Spurs. Spurs, Spurs, Spurs. M-am săturat, frate, de Toteham. Dar ce se vede este? jucăm că împotriva lui Toteham. Asta e bucuria mea. O să încep... de uh, Se pare acest meci cu moralul la pământ, vedem că Bă, da, nu joacă pe ungur. Nu joacă pe ungurul nostru. Păi, ui, mă bucur. Bine că nu joacă, poate transferăm noi în locul lui Draxler. Mai ales că îi, îi destul de cerut prin comentarii. Aveți o simpatie pentru el, culmea. Vedem, îl vedem pe Zacaria și-a schimbat și poziția. Acum joacă KB, bă, băi. Joacă KB, bă, bă, Nu mai joacă CDM. Extraordinar, nu? Nu se poate de așa ceva chiar, chiar ne gândeam cu toții. bă, oare ce mai face Zacaria? Bă, păi, chiar nu v-ați gândit și voi cu toți? Bă, da, uite, l și vedem. Bă, da, ce bine că ne-au anunțat, că și eu eram supărat. Bă, da, unde nu joacă el CDM? Oare pe ce poziție joacă? Poate portar, poate nu? Îl schimbăm frumos. Hai, Rusnacu îi trimite direct o pasă aici lui James. James îi trimite lui Raman. Înaintează Raman. Scapă acolo de Zacaria. Și bară dar... Acolo James este pe fază, 99 pace-ul lui arată băi, nu mă întrecești niciodată, un fines aici, cum să simți, cred că, m-am întristat și când acolo James contracta cu la Bolanao, 2, 2 gol, 2 gol o până acum, 2 gol. Locăm acolo foarte bine, Free un răbă foarte bun adus de către noi și cum că împrumut, L am adus împrumut, aoleu cât de aproape, S-a din accident tare, bă, mai tari în Deci, chiar, chiar mă gândesc, bă, oare ce -o mai faci? Bun, blocam acolo foarte bine. Mă, trimite mai în față. Se duce acolo, Zoliz, Cristosul nostru. Ce sprintau, dar apara burchi și și a doua oară. Trece acolo, bă, da, mă cam driblat ăștia de la Leipzig, se pare. Mă cam driblat. Și se închip. Prima repriză cu ei pe atac, -o vreau să zic că m-o cam driblat, dar nicio treabă, m cam driblat într-adevăr. O primă repriză în care nu s-a întâmplat foarte, foarte multe lucruri. Avantajul nostru a reușit imediat să dăm gol cu James. Mai ghinionist, mai norocos. scapă foarte bine acolo, cabac, fuge acolo, hopa, ce trecere foarte bună a apărătorului. Oh, bine că nu mai zice nică de Zacaria, că chiar mă întrebam oare ce mai face adversarul nostru pe atac, să avem grijă nu-i dăm un penalti, că mă cam super bun, Sanchez. Iar mă gândeam acum, băi, cum ar fi să trec la troll, dar doar la troll, atata titlul, oare ce mai face Zaharia? Sper că așa și pronunț, acum că i numele și de multe ori. Sanchez acolo aproape, dar... Iese minge afară, hai să facem două schimbări, trei de fapt cât tot. În primul rând, este opinian aici jucat extraordinar de bine. Îl lasam pe Mendel. Îl mai lasam și pe Draxler să joace cel puțin aici în ultimul lui meci, mă gândesc. Înainte să plece la noua lui echipă. Sfântul ADMI în atac. ADMI, hai să mai evoluezi și tu. M a scăpat acolo jucătorul din greșeala noastră și nu se dă offside băieților, nu se dă offside un lob acolo, nu băi. Tot jocul tău de prost. De ce ce, ce am făcut? Am vrut două pas în apărare, da? Pas în apărare. Și aici l-o ținut, ținut am eu. Care, care ai stat? Cabac, sigur. Cabac ăla. L-o cabac în onside. Aia a fost 1 la 1, un gol extrem de stupid. Bă, da, extrem de stupid. E bine nici nu-l pun la editare, atât de stupid a fost golul, serios vă zic. e cea frumos, Rusnacul vedem pe ADMI. Și pe Draxler, care Draxler fuge, Draxler fuge, Draxler, du-te acolo, Draxler, apara burchi, nu pot să te... Hai mă, hai mă, hai mă, du-te bă duceți-vă bă odată. Poate nu, poate nu iar, poate nu iar, data asta apără Lunin foarte bine. Hai, 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 bun, bun. Fugim cu băieții, hai James, hai ca ai parcă 99 pe sau cred, cred că greșesc eu, dar are și ADM viteza, are și ADM viteza noul nostru intrat, noul nostru e intrat acolo, oh, omul de băiatule. Ultima noastră ocazie, ultima noastră ocazie, una la free imediat, pe care îi dăm imediat lui James, ADM, hai, 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 Ha, ah, mai trebuie să mai facem episoade din carieră, că strânteam joystick-ul ăsta, dar trebuie să mai facem episoade din carieră, băieți, nu-i problemă, nu-i problemă. Băi, și scorul asta de 1 la 1 ne încurcă și pe noi, dar și pe ei. Mai prelungești arbitru gramada grămadă. Cabac... Ce pot zic? Cabac ne-a omorât în albile goluri. Kabak are două, practic două asisturi, ca zic așa. Lucesc cu ce, ce să mai zic. Ah, -a înțeles. Na, că... -a am înțeles. Hai că... Mai țineți minte când v-am zis că... E cam nasol pentru ambele echipe să primim doar un punct. Așa am zis, nu? Așa am zis. S-a supărat Lucescu pe această echipă, gata, schimbăm povestea. S-a supărat Lucescu pe această echipă și vrea să antreneze alta, mai bună. N-ai cum, frate, n cum. Două goluri luate pe final. Doar nu se încurcă și ei. Păi vedem că Haaland în cariera noastră duce mult mai bine. Noi am coborât tocmai pe locul 6. Păi băieți, urmează în episodul următor perioada de iarnă în care vom face câteva transferuri. După care trebuie să jucăm în cupă. Iar un în cupă cu Bayern. Bă, da serios că m-am plictisit să joc cu Bayern. Păi băieți, dacă mai vreți episoade din această carieră extraordinară și vreți să vedeți ce va face Răzvan Ucescu și la ce echipă se va duce și mai important ce transferuri va face și ce vom face în cupă, în campionat. Nu uitați ca să vedeți toate acestea neapărat, abonați-vă cu clopoțelul activat ca să primiți notificarea în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA, clipuri noi în fiecare zi. Numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară, o zi foarte faină. Vă salut!